să ne schimbe, să ne deformeze alcătuirea etnospirituală. Violența, teroarea, minciuna continuă, zăpăcitoare, propaganda masivă, torențială, se pare paralizaseră capacitatea de împotrivire a comunității. Omul nou glorificat de propaganda regimului era de fapt o ființă supusă, docilă, fără șira spinării. Omului sovietic îi se băga cu maiul în cap că viața e mai bună, mai frumoasă, că adevăratele sărbători sunt cele comuniste. Acolo trebuie să-și caute sufletul desfătări și voioșie, precum și în marile realizări și planuri mărețe, în șantierele secolului, în ridicarea țelinei și prietenia popoarelor. De la bun început, comunismul s-a bazat pe minciună, impostură și fără de lege. În aceste condiții, simpla încercare de a revendica un drept devenea un act de rezistență, o formă de curaj etic exemplar. Fapta îndrăzneață a muncitorului Gheorghe Muruziuc, care a arborat tricolorul deasupra fabricii de zahăr din Alexandrei, în raionul Sângerei, în noaptea de 28 iunie 1966, protestul Liliei Neagu și a Asei Andruș împotriva rusificării și deznaționalizării sunt mărturii de rezistența antisovietică. Printre alte manifestări naționale ale basarabenilor, de mare răsunet la vremea ei, a fost înființarea în 1969 a organizației naționale Frontul Național Patriotic, din care au făcut parte Alexandru Usatiuc Bulgăre, Gheorghe Ghimpu, Valeriu Graur și alții. Principalii membri ai organizației au fost arestați. După mai bine de 8 luni de cercetări istovitoare, în timpul cărora caghebiștii au folosit și substanțe psihotrope, cei reținuți au fost condamnați la ani grei de detenție, între 3 și 12 ani. Iată pilde de martiriu autentic pentru cauza neamului. URSS părea a fi un stat de neclintit, dar s-a destrămat în câteva zile. Sovietele supreme ale tuturor republicilor unionale au votat unanim lichidarea uriașului stat și și-au proclamat independența. Tot ce e cusut cu ață albă, chiar dacă e dichisit în fireturi aurii, dar în spate stau crime odioase, e în afara legii lui Dumnezeu. Limba e un dar unic, inegalabil, coborât din sfere și lucrat cu migală și dăruire de către vorbitorii ei. Sute de ani, cu toate eforturile de dezrădăcinare a graiului străbun, ori schimonosirea lui, poporul nu și-a pierdut efigia sonoră dată lui odată pentru totdeauna. Nici până azi, partidele comuniste din fosta Uniune Sovietică, inclusiv PCRM, nu și-au recunoscut crimele comise în numele ideilor bolșevice și comuniste. Iată și azi, protestând împotriva conferinței internaționale care încearcă să arunce lumina asupra regimului totalitar sovietic.
în loc să pună umărul la această condamnare, ei apără în continuare regimul comunist criminal. Germanii s-au pocăit de nenumărate ori până acum pentru Holocaust și au plătit despăgubiri enorme. Dar cine a cerut iertare popoarelor basarabii și ale celorlalte foste republici sovietice pentru milioanele de exterminați și torturați în lagărele morții? Eu trăiesc cu durerea, cu pata așa neagră, asta, în inimă, până în ziua de azi, de ca atâția ani. Am 76 de ani. Dar n-am avut nici copilărie, nici tinereță, și la urmă, nici bătrâneță. Adică eu ca eu, eu azi sunt măninu. Dar aș vrea copiii mei și așa dumneavoastră, chiar că sunteți tineri, să vă simțiți în țara sa, liber. Doar cunoscând adevărul despre crimele comise în timpul regimului sovietic, putem reveni în rândul popoarelor civilizate. Credem că aceste cumplite dezvăluiri vor redeștepta spiritele amorțite. Se știe că somnul rațiunii naște monștri. Nazismul a fost condamnat. Acum e rândul comunismului să fie pe banca acuzaților. Dacă nouă nu ne-a fost dat să pătimim asemeni buneilor și părinților noștri, avem uriașa datorie în baza dosarelor și a mărturiilor să spunem lucrurilor pe nume în fața lumii întregi. E datoria noastră sfântă ca oameni și ca neam. Se urcă Basarabia pe cruce și cuie pentru ea se pregătesc și primăvara jale ne aduce. Și plânge iarăși neamul românesc. Și primăvara în jale ne aduce. Și plânge iarăși neamul românesc. Noi n-avem niciun drept la fericire. Mereu în casă moare cineva. Și n-are țara dreptul să respire. Pe acela simplu de a visa. De acolo unde s-a sfârșit pământul, vin oameni să ne ia pământ și frați, și în fața lor abia rostim cuvântul, și prin tăcere suntem vinovați. Și în fața lor abia rostim cuvântul și prin tăcere suntem vinovați. Ce cale gata țara s-apuce în tragica neconvertită zi. Se urcă Basarabia pe cruce și nu știm învierea când va fi.